Nemulțumiri la Durlești, mai mulți locatari sunt indignați de faptul că într-o pădure de lângă casele lor se taie copacii. Oamenii spun că un bărbat care și-a ridicat acolo locuința ar fi îngrădit ilegal terenul din apropierea curții sale. Oamenii cred că arendașul s-a apucat să defrișeze arborii pentru că ar vrea să construiască și alte locuințe. Acesta însă neagă. Contactat de TV8, șeful de la Mulțilva a promis să se implice. Și acolo nu-i uscat, eu vă garantez. Sigur, n-am fost cu tine. Noi avem dovezi și vorbiți dumneavoastră povești. Poveștile sunt scriitorii. A doua zi s-a tăiat. Incorect s-a procedat. Greșit, pedepsit pentru asta. Locatarii de pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești au ieșit în stradă după ce au observat că din pădurea situată în apropierea caselor au început să fie defrișați copacii. Mai mult, fâșia forestieră a fost îngrădită de un arendaș. Oamenilor li s-a spus că se taie copacii bolnavi sau uscați, dar de fapt ar fi toți la rând. Noi vedem chiar și după tăieturi, vedem cei care au fost afectați sunt din partea dreaptă, deci ăștia au fost ok, deci doar trebuie să fac niște lucrări. Chiar lângă această fâșie forestieră se află și casa în construcție a bărbatului care ar face lucrările de defrișare. Acum locatarii bat alarma și spun că în locul pădurii ar putea apărea și alte construcții sau chiar continuitatea curții. Ei vor ca gardul să fie scos, iar copacii lăsați să crească în voie. Noi facem tot posibil să înverzim, să plantăm cât mai mulți copaci. El din contră taie copaci mari care sunt plantați de mulți, mulți ani. Unul el acum mai taie. Noi vrem să facem un apel către autorități. Să fie analizate toate contractele de arendă, în primul rând. Persoanele care au luat în arendă, ei trebuie să păstreze aceiași copaci, nu au voie să fie tăiați. Nu au voie pe teritoriul respectiv, nu au voie să facă nicio construcție. Au fost comisii, s-au uitat și au spus clar ca bună ziua, că aici mai departe trebuie să fie construcții. Adică el așa, socoate. Dar noi, mă rog, suntem mai puțin, dacă nu suntem grămădimteți, nu o să facă el mai departe construcții, fiindcă deja au ajuns cuțitul de acum pe noi. Bărbatul însă neagă și susține că gardul a fost pus pentru că deseori a văzut boschetare acolo. Eu n-am tăiat niciun copac. Eu nu am tăiat niciun copac. A cui teritoriu este acolo îngrădit? Ea dumneavoastră? Al Mulțilva, proprietate. Dar cine a făcut gard? De ce ai făcut gard? Al Mulțilva ce nu face? Întrebările toate, ele sunt în conformitate făcute cu legea. Tu ai făcut gard, nu eu, înțelegi? Și în ce constă întrebarea? În ce constă întrebarea? Că am avut nevoie, că v-am arătat că sunt oameni care îmblă pe aici și eu îmi expun familia mea. L-am sunat pentru o reacție pe șeful de la Mulțilva, care ne-a promis să investigheze subiectul. Cât despre terenurile arendate, statul este în plin proces de recuperare. Ele nu se mai dau în arendă. Ele au fost date în arendă, dar acum suntem într-un plin proces de recuperare a lor. Și ca să vă spun așa, de la vreo 600 de contracte inițiale, acum am ajuns la 20 și ceva. Adică încercăm să recuperăm aceste terenuri, mai ales și ca o consecință a faptului că taxele sau plata pentru arendă a crescut în ultimul timp, lumea încearcă să scape de ele pentru că sunt destul de mulți bani și nu toată lumea a înțeles pentru ce au fost acele terenuri date în arendă. Arendarea pădurilor a fost posibilă după ce, în 2008, guvernul Tarlev a emis o hotărâre prin care a aprobat regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire și de recreiere. Contractele cu arendașii erau semnate pentru o perioadă de 49 de ani. În 2012, agenția Mulțilva a suspendat totuși procesul de dare în arendă. Însă, pe arendașii deja existenți, acest lucru nu i-a afectat deloc. În prezent, această acțiune este interzisă prin lege, dar întoarcerea terenului durează pentru că fiecare caz în parte este analizat de instanța de judecată.